suntem gata, da? Putem începe? Închidem ușa pe noi. Urmă un pas mai urmă, aveți o rază visuală de față. Strălucim prea tare? Mai zbar. Așa e bine. Gata? Da. Bine. Acum vreau să vă mulțumesc. Bună ziua, Hristos a înviat! Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Mă bucur că pot face astăzi un anunț important, un anunț care mă onorează. Alături de mine este Vlad Țurcanu, fost consilier prezidențial. Este un om pe care l-am prețuit dintotdeauna și mă bucur că dânsul va face parte din echipa mea. Și așa cum vă promiteam, voi fi primarul care să unească. Sunt deja candidatul care unește, care aduce de el oameni valoroși și sunt sigur că prezența lui Vlad alături de mine îi va convinge și pe ceilalți că trebuie să vină alături de noi și că eu sunt candidatul pentru care trebuie să-și exprime votul. Vlad? Mulțumesc! Bună ziua! Candidatul Codreanu a decis să participe în aceste alegeri pentru a reprezenta acel grup majoritar pro-românesc din municipiul Chișinău, care, din punctul nostru de vedere, nu este reprezentat de niciunul altul din candidații care au decis să participe în aceste alegeri. Din punctul meu de vedere, acest electorat pro-românesc din municipiul Chișinău are nevoie de un primar care să îi reprezinte și care să-i ajute să-și construiască un oraș frumos. Acesta este primul motiv pentru care am decis să-i fiu alături candidatului Constantin Codreanu, încercând, așa cum a spus și dumnealui, să adunăm în jurul nostru oameni care să creadă în șansa candidatului Codreanu și cu care împreună să oferim cetățenilor din municipiul Chișinău, o altă perspectivă decât cea pe care o au în prezent. Bineînțeles că candidați sunt mulți, față de care nu ne exprimăm cu ostilitate vădită, exceptându-i poate pe 2-3, în ceea ce privește pe candidații care se găsesc pe, în aceeași zonă a eșichierului politic, îi considerăm niște potențiali parteneri, pentru că mișcarea unionistă, pro-românească din Republica Moldova, se construiește nu în funcție de partide, în încercarea de a nu repeta greșelile unor alte partide care au fost ermetice, neadmițând în sânul lor cetățeni cu aceleași viziuni pro-românești din Chișinău și din Republica Moldova. Îi mulțumesc domnului Constantin Codreanu pentru încrederea pe care mi-o acordă. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne veți susține în felul în care știți să o faceți. Iar dacă sunt întrebări, cu mare plăcere vă răspund. Vă rog. Curaj. Profilul meu de persoană publică nu a contrastat niciodată cu ceea ce reprezintă mișcarea pro-românească din Republica Moldova. Mai mult decât atât, multe dintre persoanele care se regăsesc în această echipă îmi sunt cunoscute de mulți ani, iar felul în care au procedat unii competitori politici în perioada premergătoare campaniei electorale m-a determinat să îi susțin, pentru că din punctul meu de vedere este nedrept ca electoratul pro-românesc din municipiul Chișinău să nu fie reprezentat. Este ciudat ca o majoritate din municipiul Chișinău să aibă sentimentul că se află în minoritate. Iar toate proiectele pe care vi le-a prezentat și va continua să o facă domnul Codreanu, referindu-mă aici la proiectele de infrastructură, se vor desfășura pe filieră românească, cu sprijinul unor primării din România, cu sprijinul Guvernului României, sunt sigur de asta, așa încât, per general, cred că în Republica Moldova s-au încheiat vremurile în care voturile pro-românești ale cetățenilor au fost tranzacționate și folosite în scop îngust de partid. Dacă e să ne referim la experiențele unor partide care
au îmbrățișat această retorică, dar pe care nu au continuat-o la nivel practic. Iată de ce eu cred că, indiferent de cum arată lucrurile în prezent, ar trebui să ne gândim ca în Republica Moldova să existe o forță pro-românească distinctă, o forță politică, care să reprezinte cetățenii și care să gestioneze relația cu România, care în prezent se arată una departe de a fi ideală, chiar dacă cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își exprimă o asemenea voință. Iar politicienii trebuie să se ridice la înălțimea unor asemenea opțiuni pe care le au cetățenii. Candidatul Codreanu a decis să participe în aceste alegeri nu pentru că a avut o ambiție. El este expresia unei voințe pe care o au numeroși cetățeni din municipiul Chișinău. Și această afirmație a fost susținută de voturile care s-au dat în trecut la alte alegeri municipale. În situația în care acești oameni sunt neglijați, era imperios necesar ca cineva să-i reprezinte. Și cea mai indicată persoană, din punctul meu de vedere, după toate observațiile pe care le-am făcut și analizele în calitatea mea fostă de comentator politic, m-au îndreptat către o asemenea concluzie. Ceea ce, vă repet, nu înseamnă că nu rămâne loc pentru discuții cu diverse entități politice, cu diversi politicieni. Totul este ca aceștia să înțeleagă că scopul politic la ora actuală, pentru ei și pentru noi, este unul singur. Acela de primenire a societății moldovenești, de consolidarea instituțiilor, de scoatere a Republicii Moldova din impasul în care s-a pomenit. Nu în ultimul rând cu concursul unor partide care pe drum și-au pierdut orientarea. Cred că nu se va întâmpla la fel în cazul acestui proiect politic, care acum îl are ca vârf de lance pe domnul Codreanu. Repet, modul în care unii candidați au intrat în această cursă electorală a lăsat un gust amar. Ceea ce nu înseamnă că nu rămâne loc pentru negocieri. În perioada următoare se vor face eforturi pentru a se așeza liderii politici la o masă de negocieri pentru a găsi soluții comune de cooperare. În momentul de față însă, unii lideri politici sunt luați de valul unor ambiții, de înțeles, dar unele neconstructive în această situație pe care dumneavoastră o evocați. Vă referiți la domnul Codreanu? Mă refer la câțiva dintre candidații care se află în cursă, inclusiv la domnul Munteanu, inclusiv la domnul Năstase. Dar chiar dacă avem și am o părere despre fiecare dintre ei, aș evita să îi caracterizez, pentru că domnul Constantin Codreanu nu își propune să își atace competitorii politici. Și pentru că ne aflăm în aceeași barcă. Într-o barcă în care nu își găsesc loc prorușii și oligarhii. Cunoscând dumneavoastră profilul meu de până acum, înțelegeți probabil că mișcarea pro-românească, căreia m-am alăturat, nu va accepta ca felul de a face politică a celor două entități pe care le-am pomenit să regăsi în modul nostru de funcționare. Păi am doar să punctez faptul că noi în precampanie am început discuțiile cu toate partidele de pe dreapta și mâna pe care le-am întins-o atunci rămâne întinsă în continuare. Suntem oamenii dialogului și suntem oameni care își doresc un Chișinău românesc, un Chișinău european și pentru asta suntem dispuși să discutăm cu absolut toți cei care își doresc același lucru. Noi rămânem deschiși pentru orice fel de negocieri, îi așteptăm alături de noi, am mai rămas foarte puțin timp și invit să fie niște politicieni responsabili. Și să nu-și mai mintă electoratul, să nu se mai mintă pe ei înșiși, să nu-și mai mintă nici măcar membrii de partid. Pentru că în acest moment toată lumea înțelege că sunt singurul candidat care îl poate
învinge în turul 2 pe candidatul socialiștilor. Orice alt candidat care ar intra în lupta cu Ceban va pierde în turul 2.